Până la data de 12 martie, pe teritoriul României au fost confirmate 850.362 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19. 777.715 pacienți au fost declarați vindecați. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile raportate la mia de locuitori, calculat de către DSP care depășește valoarea 3, este regăsit în Timiș 5,24, urmat de Ilfov cu 3,92, București 3,46, Brașov 3,37 și Cluj cu 3,32. Medial, la nivel național, a coeficienților de infectare cumulate la 14 zile este de 2,81. Cele mai multe cazuri se regăsesc în București 137.801, urmat de Timiș, Cluj, Iași, Brașov, Constanța, Ilfov, Prahova și Bihor. Județele în care au fost înregistrate cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore sunt București cu 739 de cazuri, urmat de Timiș, Cluj, Constanța și Ilfov, iar la celălalt pol cu cele mai puține cazuri înregistrate în ultimele 24 de ore se află Harghita cu 23 de cazuri, iar în Tulcea au fost înregistrate 25 de cazuri. Până astăzi, 21.360 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 11-12 martie până la ora 10, au fost raportate 108 decese. 50 de femei și 58 bărbați infectați cu noul coronavirus. Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, un deces la categoria de vârstă 30-39 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 14 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 28 decese la categoria de vârstă 60-69 de ani, 33 decese la categoria de vârstă 70-79 de ani și 29 decese la categoria de peste 80 de ani, 105 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.010 cazuri noi persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 946 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.515. Dintre acestea, 1.166 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.286.442 de teste real-time PCR și 400.798 de teste rapide antigenice. În ultimile 24 de ore au fost efectuate 27.588 de teste real-time PCR, 15.891 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.697 la CRR și 9.995 teste rapide antigenice. Rata de pozitivare a testelor efectuate în ultimele 24 de ore este de 13,3%, iar Evoluția ratei de pozitivare de la introducerea măsurilor de carantină parțială în România poate fi observată în graficul alăturat. Pe teritoriul României, 51.145 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 14.125 de persoane se află în izolare instituționalizată. În ultimile 24 de ore au fost înregistrate 4.122 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 588 la linia Tăl Verde 0800 800 358, Ca urmare a încălcării prevederilor legii privind un Măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmei au aplicat în ziua de 11 martie 4.696 sancțiuni contravenționale în valoare de 848.000 lei. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.482 de români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2 coronavirus. De la începutul epidemiei și până în acest moment, 186 de cetățeni români aflați în străinătate au decedat. Dintre cetățenii români confirmați cu infecție cu noul coronavirus, 798 au fost declarați vindecați. În intervalul 4-11 martie 2021 au fost raportate 23.255.514 cazuri în Uniunea Europeană. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franța, Italia, Spania și Germania.